Am vrea să facem un pas mai departe și unii dintre dumneavoastră ați anticipat deja ceea ce vreau să spun în partea a doua cu cei care doriți să vă rugați în continuare. Haideți să îi cerem lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea capacitatea de a putea să fim la rândul nostru părinți spirituali pentru cei din casa noastră. Avem copii, unii dintre dumneavoastră aveți nepoți, avem rude apropiate sau depărtate cu care intrăm în contact și ei se uită la noi, se uită la viața noastră și mai mult decât cuvintele pe care noi încercăm să le spunem, vor citi în noi dacă viața noastră este transformată sau nu. Și aș dori ca unul dintre motivele de rugăciune în continuare să fie acesta. Doamne, ajută-mă să fiu un părinte pentru cei din casa mea, pentru frații și surorile din biserică, să pot să mă uit în stânga și în dreapta, să fiu un om care să zidesc și nu un om care să las spărtură, un om care să fac deranj, ci să pot în dragoste să-i ajut pe cei din jurul meu să-L vadă pe Hristos în mine. Dacă ne uităm scurt în Psalmul 45, cu versetul 16, prima parte, găsim scris următoarele. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi. Adică copiii noștri vor lua locul părinților noștri. Nepoții, cu alte cuvinte, vor urma bunicii. Și așa lasă Dumnezeu ca în fiecare generație cuvântul să fie vestit, cuvântul să fie arătat, ca cei care vin din spate să poată să preia mesajul. Și asta nu înseamnă că biserica de peste 10, 20, 50 de ani va arăta ca și biserica de acum 50 de ani în spate, ca și formă, mă refer, ca și mod de, eu știu, așezare a scaunelor, stăm jos, suntem în picioare, cu ce instrumente să ne închinăm sau nu, ci mesajul Scripturii, mesajul Evangheliei să ajungă la fiecare generație, să fie relevant pentru generația în curs, pentru generația care este prezentă și care trăiește momentul respectiv și ea să poată să aibă un impact asupra celor din jur. Atunci când biserica nu mai are impact pentru oamenii din afară, înseamnă că sunt niște semne de întrebare pe care trebuie să ni le punem fiecare dintre noi. Ce este greșit? Cuvântul a rămas același, Dumnezeu a rămas același, promisiunile sunt aceleași și Dumnezeu mântuiește și astăzi, așa cum a mântuit în trecut, în urmă cu 2000 de ani, când primii ucenici ieșeau și vesteau cu putere Evanghelia, tot așa Dumnezeu are putere și astăzi să mântuie. Doar că este adevărat, oamenii astăzi sunt mult mai insensibili la cuvântul lui Dumnezeu, sunt mult mai distrași cu diferitele oferte care sunt astăzi pe piață, încât mulți dintre cei cu care stăm de vorbă, pentru faptul că o duc bine și trăiesc în bunăstare, își spun că nu au nevoie de Dumnezeu. Și nu văd rostul lui Dumnezeu în viața lor prin faptul că o duc bine, că au ce mânca, că au ce îmbrăca, că au o mașină, că au o casă și așa mai departe. Dar totuși, noi ca și oameni înțelepți, ca și oameni mântuiți, trebuie să găsim soluții pentru ca cuvântul să poată să pătrundă și să ajungă la cât mai multe persoane. Deci, nu vom uita să cerem lui Dumnezeu și este o mare responsabilitate ceea ce vrem să cerem, să fim părinți spirituali pentru cei din casa noastră, pentru cei din biserica noastră. În al doilea rând, aș vrea să ne rugăm pentru slujitorii care sunt în biserica aceasta. Toți cei care fac o lucrare,
poate noi încercăm să cumva să le catalogăm, să spunem asta este o slujire importantă pentru că este în față, se vede, altă slujire care este din spate sau care este dintr-o cămăruță ascunsă, nu se vede și înseamnă că este o slujire mai neînsemnată, mai nevăzută. Dar Dumnezeu care vede în ascuns, El așa spune că va răsplăti fiecăruia. Deci toți cei care slujiți în biserica aceasta într-un fel sau altul, am vrea să ne rugăm, să cerem înțelepciunea, călăuzirea, sfințirea lui Dumnezeu peste viețile noastre, astfel încât lucrarea lui Dumnezeu să poată să propășească și ea să poată să înceapă din locul acesta și apoi să meargă în exterior. Dacă sunt dintre dumneavoastră care aveți motive speciale pentru care vreți să ne rugăm, dacă aveți cazuri deosebite care pot fi amintite aici în biserică și pentru care vreți să ne rugăm, aveți poate libertatea să spuneți.